să avem intervenții cum am avut pe strada Doboșari. Pe strada Doboșari am cerut investiții din partea companiei pentru a nu mai avea avarii după momentul asfaltării. S-a întâmplat acest lucru, am lucrat și anul trecut și anul acesta, s-a înlocuit conducta de apă cu una care a fost nouă și este nouă și nu vor mai fi avarii, astfel încât să avem intervenții pe un covor asfaltic pe care l-am turnat, cu banii pe care i-am primit de la Consiliul Județean pentru întreținerea acestui tronson, care este drum județean în administrarea primăriei Botoșani. Tot legat de administrare, dacă apoi intervenim ori cu bani din bugetul local, ori cu altă finanțare, pentru lucrări așa cum am făcut pe strada Primăverii. După ce vom avea acest contract atribuit pentru reparații străzi, am mai spus și cu alte ocazii, o afirm și astăzi aici, prima comandă care va fi făcută pentru câștigătorul acestei licitații va fi pentru proiectare, pentru strada Sucevei și pentru bulevardul Mihai Eminescu, acolo unde vom scoate liniile de tramvai, vom dezafecta scoarurile și vom turna asfalt. Nu mai am timp să stau după Nova Apaserv să realizeze lucrări de investiții cu înlocuirea conductelor de apă. Am niște priorități pe care le-am transmis, dar nu sunt foarte optimist din cauza problemelor financiare pe care le au. Îmi doresc foarte mult să asfaltăm Petru Rareș, tronsonul între bulevardul Mihai Eminescu și Calea Națională, care a fost afectat de avarie și care în acest moment este degradat. Îmi doresc covor asfaltic pe strada Victor Nicolae Grigorescu, unde de asemenea au fost foarte multe avarii. De asemenea, tronsonul bulevardul Mihai Eminescu, Calea Națională, lângă școala 10. Îmi doresc Mihail Cogălnicianu între bulevardul Mihai Eminescu și strada Teatrului, tronson de asemenea afectat, unde ar fi extraordinar să avem infrastructură de alimentare cu apă și canalizare nouă, să nu intervenim pe lucrările pe care le vom face. Dacă nu reușesc cei de la Nova Apaserv, vom asfalta aceste străzi și dumnealor vor răspunde cu constituirea garanției în continuare pe tronsoanele pe care le atacă. O problemă foarte mare este și pe strada Colonel Tomoroveanu, unde sunt avarii destul de frecvente, unde degeaba am turnat covor asfaltic, pentru că vor veni cei de la apă și vor face desene pe asfalt. Din 10 în 10 metri, petice, unde vedeți în municipiul Botoșani, sunt avarii de la apă.